Atenție, șoferii, polițiștii încă îi mai vânează pe cei care nu și-au încălțat nici acum mașinile cu anvelope de iarnă. Cei care sunt prinși în trafic cu cauciucuri de vară sunt pasibili de amendă. Chiar dacă a fost Crăciunul, peste 200 de oameni ai legii s-au aflat în cele 3 zile de sărbătoare la datorie. O bună parte dintre aceștia au fost polițiști rutieri care au vegheat la siguranța traficului. Aceștia i-au sancționat pe cei care au urcat beți la volan, au călcat prea tare pedala de accelerație sau au uitat să își echipeze mașina corespunzător de iarnă. Iar pentru cei fără anvelope speciale, amenzile nu sunt deloc mici. Polițiștii trag încă un semnal de alarmă vis-a-vis de importanța cauciucurilor de iarnă. Potrivit normelor legale în vigoare, deținătorii de autovehicule sau conducătorii acestora sunt obligați ca pe perioada sezonului rece să doteze autovehiculele cu pneuri specifice sezonului pe care îl parcurgem. Aceste pneuri trebuie să fie inscripționate cu acronimul M+S, MS. În caz contrar, conducătorii de auto sunt sancționați contravențional dacă sunt depistați în trafic, conducând pe drumuri acoperite cu zăpadă, mâzgă, polei sau dacă, datorită nedotării autovehiculelor corespunzător, se produce blocaj al traficului rutier. Dincolo de amenziile pe care le dau polițiștii, este bine de știut faptul că de multe ori cauciucurile potrivite pot preveni adevărate tragedii. Acestea au o mai bună aderență la asfalt și împiedică alunecarea chiar și în caz de polei. Cea de-a șase